Cum s-a atins puțin tema asta a firii românilor. Pentru că, până la urmă, el a fost subiectul. Pare să fie o prăpastie între firea românilor și firea antreprenorilor. Cred că am pomenit cartea asta de nenumărate ori până acum, dar o repomenesc. Există tot o mică echipă, tot Adina. Tot o Adina este, de data asta Adina Luca, care a făcut o cercetare legată de firea românilor în toate regiunile țării. Dar cercetarea e făcută cam așa. Mă pune în poziția în care mă uit la români ca și angajați, ca și membrii unor organizații. Cartea, studiile au fost publicate într-o carte, cartea se cheamă Employee, adică angajat, dar de al nostru, adică ESCU. Deci cartea se cheamă Employee ESCU și scrisă de Adina Luca. E extrem de interesantă și unul din lucrurile de acolo interesante e cam așa. Ca să faci o secțiune prin România și să-ți dai seama cam ce fel de cultură are populația de acolo, e suficient să te uiți când treci de la vest la est la turnele bisericilor. Deci dacă te uiți la turnele bisericii, o să vezi cam ce fel de trăsături are comunitatea de acolo. Ce spune, de fapt, acest studiu este că există trăsături comune pentru diversele regiuni. De aia ne facem un apel la o glumă a lui Defender, pe care am și pomenit-o cu moldovenii care sunt creativi, deci sunt buni la crea produse, la gândi, ardenenii care sunt foarte buni la a face lucrurile solid și atunci sunt foarte buni la execuție. Da? Și oltenii care au așa o calitate, sunt buni la vânzări. Sunt buni la vânzări, da. Trăsăturile, încă o dată, seturile de trăsături diferă de la regiune la regiune. Iar vestea proastă e că București e un fel de nicăieri, adică București, de fapt, șterge trăsăturile. Bucureștiul globalizează România, să zic așa, da? Șterge ce înseamnă trăsăturile locale. Și București e un fel de medie. Deci bucureștanul nu îl recunoști ca și trăsături. De-aia București e și numit a 8-a regiune a țării. Pentru că are un set de trăsături separat. Dar toate lucrurile astea sunt statistice. Ele nu se aplică nimănui individual. Ne regăsim parțial în modelele astea. Iar noi care ne uităm puțin cam cum evoluează lucrurile, cercetarea deja are vreo 10 ani. Avem, de exemplu, un Bidefender, avem pe cineva care e specializat în cultură organizațională, zicem noi, adică tocmai seturile astea de valori, care sunt foarte legate de poveștile astea, care sunt legate de brand, da? Și observăm o foarte mare dinamică. E clar că seturile astea, firile astea, ele se schimbă profund. Iar schimbarea are loc odată cu valul de tineri. Deci tinerii vin cu alte seturi de valori decât erau până acum. În sensul că tinerii vin cu seturi de valori care sunt mai apropiate de seturile de valori pe care, dacă le-am avea, ne-ar face să ne simțim bine. Deci o evoluție, într-adevăr, și foarte accelerată evoluția asta. Revenind, m-am gândit la câteva lucruri. Sunt nenumărate lucruri legate de ce se poate întâmpla atunci când ești pe o piață. Eu am pus doar câteva lucruri acolo și o să mă refer doar la piețele mature. Aș face aici o remarcă. E foarte natural pentru un întreprinzător român sau chiar pentru o întreprindere plecată din România să se extindă în jur. Deci primul pas, cel mai natural, este ca după ce a atins un anumit stadiu de pătrundere pe piața locală, să se extindă în jur. Ce înseamnă în jur? În jur înseamnă piețe similare. Și piețele similare sunt Europa de Sud-Est sau, cum îi zicem noi, spre Est. Iar spre Est înseamnă de multe ori republici din fosta Uniune Sovietică sau țări cu care avem, de fapt, relații de afaceri extrem de strânse, cum e Turcia. Da? Dar asta este ceea ce numesc eu piața regională. Asta este primul pas, cel mai natural, pentru un segment întreg al întreprinderilor și întreprinderilor români. Există un alt segment al companiilor de tehnologie, n-aș zice companii online, ci aș zice companii de tehnologie, care inovează. Inovația în tehnologie, să știți că trebuie să fie globală. Nu există inovație locală în tehnologie.
Adică în tehnologie nu se reinventează roata. Și atunci, automat, piața pe care o adresez cu tehnologie este o piață globală. Deci există un segment de întreprinzători care pornesc cu gândul de a ataca global. Dar global, atenție, înseamnă, în primul rând, atacarea piețelor cele mai mature. Care sunt Europa de Vest, America de Nord, există și o bucățică din Asia, care e piață foarte matură, care e centrată pe Japonia. Dar eu aici am să dau câteva sfaturi legate de expansiunea în piețele mature. Pentru că aici apar niște lucruri care sunt extrem de specifice. Încă o dată, atunci când mă dezvolt regional, merg în piețe care, cultural vorbind și ca stadiu al lor, sunt relativ aproape de piața românească și profilul nostru, pe când atunci când mă duc în economiile dezvoltate, vorbim de cu totul altceva. Și, încă o dată, mă refer doar la expansiunea nume propriu. Adică atunci când mă duc și încerc să-mi creez o reputație într-o piață, în numele propriu. Deci, în care promovez marca propriu. Cam la asta se referă remarcile mele. Aici am ales câteva teme, poate ele pot să fie foarte multe. Haideți să vorbim despre diferențele dintre piețe. Vedeți, acum câțiva ani, cred că se fac aproape 10 ani, la Asociația Industriei de Software, ne-am gândit la următorul lucru. Și zis așa. Deci noi acționăm pe piața românească. Toți ne spun că între noi și Uniunea Europeană există tot felul de diferențe și că noi urmează să, pe o serie de indicatori, să ne apropiem de valorile indicatorului Uniunii Europeană. Asta înseamnă că poate pe undeva există un fel de drum pe care țările îl parcurg și că pe drumul ăla noi suntem într-un anumit tax al timpului, la un anumit moment. Și înseamnă că celelalte țări, piețele lor, sunt la un moment anterior. Și atunci am zis, ok, am putea să încercăm să vedem cam cum suntem noi și alte piețe, taxa asta timpului, în așa fel încât, dacă noi, ca întreprinzători, ne uităm la piețe care acum sunt cu 3-5 ani înaintea noastră, de aici să tragem niște învățături vis-a-vis de ce se va întâmpla pe piața noastră și în felul ăsta să înțelegem mai bine și să putem să fim mai de succes. Proiectul ăsta l-am numit un proiect de calibrare și a fost foarte interesant, într-adevăr, pentru că luând câțiva indicatori care defineau piața, evoluția pieței, am constatat, de exemplu, că între noi și Cehia era cu distanță cam de 7-8 ani. Deci, piața cehă la acel moment era cu 7-8 ani înaintea noastră. Piața maghiară era cu vreo 4-5 ani în față. Piața poloneză, care era puțin mai îndepărtată decât noi, era la 3-4 ani. Și atunci a fost foarte interesant. Piețele din vest erau foarte departe. În general, dacă încerci să înveți strict de la o piață care e extrem de matură, ce se va întâmpla la tine în următorii ani, să nu existe niciun fel de potrivire. Și atunci ne-am uitat, am început să ne uităm ca întreprinzători foarte atenți la ce se întâmplă mai ales în piața poloneză și atunci am văzut și multe similarități culturale. A fost o lecție foarte interesantă. Dar atunci ne-am pus problema asta. Ei, ce trebuie să învățăm este că, în general, într-o piață matură, cum e piața nord-americană sau piața vest-europeană, pe un segment de piață pe care îl adresăm, distanța să fie uriașă față de piața așa cum arată ea românească. Deci atunci când mă duc în afară, s-ar putea să fie complet altceva. Poate să fie evoluții diferite. Aici vă dau un exemplu. Piața românească este o piață care a început cu lipsa de respect a proprietății intelectuale, așa am început, dar ea nu este built-in, nu face parte din genele noastre, ci pur și simplu sistemul comunist așa ne-a format. Deci în sistemul comunist nu puteai să importi tehnologie în ultimii 10 ani, și atunci ideea era importăm o tehnologie și o copiem. Da? De asta, piața românească a fost caracterizată multă vreme prin rata foarte mare de piraterie. Și acum este. Numai că, de exemplu, în zona de software, ca să vă dau un exemplu de ce înseamnă evoluție diferită, în zona software, pirateria a fost înlocuită de produsele free, cum le numim, gratuite. Adică, au fost companii care au creat un model de business specific piețelor de tip România, piața chinezească e absolut similară, piața Americii de Sud e absolut similară,
au venit cu un model de business care se cheamă freemium, au creat un model de business special pentru acele țări care nu s-a aplicat neapărat în piețele mature și atunci piețele astea evoluează cu totul altfel. Ele pornesc o foarte mare bază de utilizatori de free pe care trebuie în timp trebuie să-i duci către plătiți. În piața americană, de exemplu, care în piața matură, încă o dată free-ul el a pătruns și s-a saturat la un moment dat. Acolo e o piață foarte mare de utilizatori plătitori. Poate să fie evoluții diferite. Asta vreau să spun. Ei, asta se pot traduce cam așa. Pentru o multinațională, pentru o companie care deja acționează global, dar vine dintr-o piață matură, acolo e headquarter-ul, când ajunge într-o piață ca piața românească, dacă o companie cu anumit trecut, destul de veche, să zicem așa, poate să fie o piață ca România, poate să fie deja vu. Adică deja identifică stadiul pe care îl știu, știu cum să-l abordeze, l-au văzut și în alte piețe și au un avantaj competitiv. Încă o dată, ăsta este un avantaj pe care îl au cele care vin dinspre piețele mature, înspre piețe ca România. Ce vreau să zic este că noi care mergem invers, mergem într-o piață care este într-un anumit stadiu de dezvoltare, către o piață extrem de matură, putem să, aici am pus doar două lucruri. Primul, putem să ne lovim de un perete extrem de puternic. Primul, comportamentul potențial client poate să fie complet diferit. Deci pentru noi poate să nu fie deloc deja vin. Și asta, oricine merge în alte piețe, trebuie să fie conștient de lucrul ăsta. Trebuie să își reseteze, să înțeleagă, ok, eu aici adresez produsele, serviciile mele, un anumit segment de piață care are un anumit comportament. Eu are ăsta, același comportament în piața țintă, sau este diferit? Aici e probabil de mâncat ceva de la firmele de consultanță. Sunt nenumărate studii. Deci, un lucru pe care vedem noi față de acum, zicem, 20 de ani când am început pe piețele externe, 22, e că acum există foarte mult knowledge online. Pentru că knowledge-ul ăsta de multe ori costă, dar există extrem de mult. Totul e să faci apel, să știi că există să faci apel la el. Al doilea lucru este, vedeți, o piață matură, de fapt, o piață care, încă o dată, ne imaginăm că pe axa timpului noi suntem în anul 1 și ei sunt în anul 21. Diferența de multe ori se vede în ceea ce numim noi competitivitatea. Dar competitivitatea asta se traduce în, de fapt, de câtă știință ai tu nevoie, de exemplu, de vânzări sau de marketing, ca să fie de succes pe piața aia. Ei, răspunsul e destul de simplu. Ca să pătrunzi pe piața americană, ai nevoie de mult mai multă știință de vânzări și de marketing decât ca să reușești pe piața românească. Nu fac aici încă o dată, reamintesc că există principiul ăla. Gândește global, acționează local. Evident că și piața românească are specific cu ei și mi-aduc aminte de o situație foarte interesantă. În 1995, exista o multinațională care are foarte mare succes în piețele mature și vindea soluții de business intelligence. Și venise să se cucerească piața românească. Ce nu înțelegea multinațională? Că piața românească nu ajunsese încă la anul 11 în care putea să înghită soluții de business intelligence. Că era abia de la anul 1. La anul 1 în care încă erau probleme fundamentale. Cine e proprietarul? Ce facem cu aseturile astea? Ce să te mai gândești la business intelligence? Da? Dar ei voiau să atace piața. Asta înseamnă că nu înțelegeau deloc piața. Dar astea sunt situații mai rare. Cele mai des întâlnite situații sunt ale inverse, în care noi mergem către piețele mature și ne lovim de ceva complet necunoscut. De, aș face o comparație, ne lovim de o civilizație de extraterestri care sunt ceva mai evoluați decât noi. Și noi, la stadiul în care suntem, trebuie să înțelegem. Aici, odată ce cineva încearcă să câștige piață, zicem că demersul pentru care intră într-o piață străină, să câștige cote de piață, da? Ei, s-ar putea să ajungă la concluzia că nevoia de skill și management, de knowledge pe care o are într-o piață, partea de sales și marketing, e atât de înaltă, încât are nevoie să-și redefinească top managementul lui de sales și marketing. Adică tu cauți oameni de vânzare și marketing în piața țintă și îți dai seama că, de fapt, tu trebuie să-ți angajezi alți oameni în headquarter-ul tău care să-ți conducă operațiunile globale.
inclusiv din România, pe partea de sel și mai departe. Un alt exemplu pe care îl dau este ceea ce se numește de obicei un channel, Marketing Development Fund, ăsta e MDF-ul ăsta. E foarte uzual că atunci când ai un program de parteneriat, o parte din discount se duce sub formă de fond de marketing. Ei, aici când te duci într-o piață matură, chiar trebuie să știi ce trebuie făcut cu fondul ăla, pentru că altfel risc să nu fie decât un simplu discount. Adică să nu se ducă în acțiuni de marketing, ci pur și simplu să fie cheltuit pe altceva. Adică în loc să te susțină pe tine ca dezvoltare în piață, partenerul, el folosește acel discount în alt scop. De asta e foarte, foarte important să înțelegi, să fii la nivelul de competitivitate al pieței respective. O altă problemă majoră pe care o ai când ataci piețe de asta este ce faci, care e modelul pe care îl abordezi. Marile multinaționale, dacă vă uitați, hai să luăm aici Societe Generale, echipa de top, 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 în vârf, este un român? Nu, e un francez. Francez adică ce înseamnă? Francez adică din home market. De unde vine corporația, de acolo vin și oamenii care conduc. Marile multinaționale preferă să trimită oameni de ei lor, care să conducă operațiunile cel puțin o vreme. O vreme poate să însemne 6 luni, un an, 10 ani, până când ajung la o anumită integrare și un anumit control al operațiunilor. Poate să fie manager local, poate să mergi într-un sistem de franciză în care să-ți încerci norocul cu recrutarea de oameni locali care se conducă, nu numai cei care execută. Și mai e, cel mai mare pariu este să ai un întreprinzător care să fie copia ta, dar să fie un partener cu tine și să acționeze în piață pentru brandul tău, să dezvolte brandul tău. Zic că este un mare pariu pentru că șansele de a reuși sunt și mai mici pe varianta asta. Nici una din soluții nu este rețetă. Deci nici una din opțiuni nu este o rețetă. Oricare din ele poate să reușească. Recomandarea mea la început este să faceți apel la prima variantă, să faceți cum sunt multinaționale, dar încă o dată asta înseamnă că în headquarter, adică în echipa românească, aveți oameni extrem de pricepuți pe partea asta de sales și marketing. Adică care nu sunt la nivelul pieței românești, ci sunt la nivelul pieței țintă. Ceea ce e foarte, 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 foarte greu de găsit aici. Extrem de important, aici colegii mei toți au spus, lucrați cu numere. Deci dacă atunci când antreprenoriez aici, suntem toți într-o încăpere, care poate să fie de 30 de metri pătrați sau de 2000 de metri pătrați, nu contează, și atunci managementul de proximitate funcționează, tot timpul poți să fii deasupra omorului colegului tău și poți să faci micromanagement și toate lucrurile astea, știi tot timpul ce se întâmplă. Când e vorba de remote și Aneta a zis că prețurile către Statele Unite sunt mici, dar zborul e lung, da? Când e vorba de distanțele astea, folosiți numele. De asta aici IT-ul are un rol cheie. Ce înseamnă IT? Înseamnă soluțiile care tot timpul vă fac conectați la ce se întâmplă cu business-ul. Tot timpul. Este extraordinar de important să ai soluții de customer relationship management, dar pentru sales și marketing, să ai un channel partner program foarte clar, în care tot timpul oamenii tăi pun acolo datele și zi de zi tu știi exact unde ești. Ei, ce pot să vă spun este că, în general, oamenii de sales sunt cowboy, nu le place să aibă, pardon, sunt cai sălbatici, nu le place să aibă șaubă ei. Deci, din start, nu vor vrea să folosească, în general, soluții de tip CRM. De asta, o idee de bază este din start. De când ați început operația, impuneți regulile. Și nimeni nu are voie să iasă din reguli. Pentru că dacă îi lăsați să gonească așa cum le place lor, o să mai aflați doar din când în când și poate de multe ori prea târziu ce se întâmplă de fapt. Ei, o capcană uriașă legată de costurile juridice. Când zic avocații sunt scumpi, să știți că sunt scumpi rău de tot. Adică dacă vă uitați într-o piață de aia, 300-500 de euro pe oră e floaie la ureche. Iar 100 de ore se strâng imediat, înainte de a ajunge la vreun tribunal.
Deci costurile poate să fie absolut iriași juridice. Și de asta am pus întrebarea asta cu folosim avocați sau nu. Răspunsul e clar că trebuie să folosim. Trebuie să înțelegem că fiecare piață are un regim de reglementări și juridic care este aparte. Nu există două piețe la fel. Nu există două piețe la fel. Poate Germania seamănă cu România vis-a-vis de legea muncii. Okay? Pentru că e la fel de dificil să te desparți de un coleg în Germania. Dar există un specific foarte mare și e foarte ușor să calci în străchin. Foarte ușor. Mai ales că noi românii nu avem o cultură atât de puternică a detaliului. Ei, acolo contează foarte mult și de asta trebuie să înțelegi reglementările și nu puteți evita să lucrați cu birouri de avocați locale. Pentru că sunt cam singurii care știu ce se întâmplă în piața respectivă. Aici vă dau un exemplu, am aici automat, noi zicem automatic renewal. De exemplu, în business-ul ăsta de software, care este bazat de multe ori pe abonament. Și abonamente se fac pe un an, după ce se termină un an, ce faci? Există piețe care îți permit ceea ce se cheamă automatic renewal. Adică eu sunt un consumator și pot să bifez, zic, vreau să-mi renuiești automat. Sunt piețe care îți interzic lucrul ăsta. Piața germană, de exemplu, dacă faci lucrul ăsta și din neatenție l-ai lăsat, te trezești cu 100.000 de procese instant. Deci trebuie să fii extrem, extrem de atent. Un alt sfat aici este, nu există contracte pe care le termin unilateral. Nu trebuie să există așa ceva. Orice contract terminat unilateral înseamnă că am lăsat așa o mină acolo, pe care cineva va călca la un moment dat. Cineva din echipa mea va călca. E o mină pentru mine, e o bombă pusă pentru noi. Întotdeauna, atât contract de muncă și contract comerciale trebuie terminate bilateral, prin acordul părților. Cred că învățăm lucrul ăsta și în piața românească. Cine a încercat, de exemplu, să concedieze pe cineva, a aflat că e destul de dificil și atunci soluția este prin acordul părții. Da? Dar cu atât mai mult în piață. Noi, de exemplu, am văzut în piața americană. Te uiți la Florida, te uiți la California. Deci, o, California este țara antreprenoriatului, așa? A trebuit acolo să fie cea mai mare flexibilitate vis-a-vis de distribuția resurselor. Asta înseamnă antreprenoriat. Cineva dă faliment, resursele merg la alte companii care atunci se nasc, da? Ei, aflați că între Florida și California este diferențe ca de la cer la pământ în ce privește legea muncii. În Florida este mult mai ușor să te desparți de cineva dacă nu e performant față de California. În California e mult mai dificil. Adică, cum zicem noi, costul de severance, de despărțire, este mult mai mare în California. De asta trebuie să știi ce înseamnă asta. Că în Florida, de exemplu, ți-ai putea permite să fii mai lejer în recrutare și atunci îl vezi cum se comportă, cât de performant e și eventual, dacă nu performează, îl schimbi peste 3 luni. În California, nu. În California trebuie să recrutezi cu adevărat. Tot legat de angajare. Aici o să... Când te duci pe piețele mature, constați că acolo au școală de sales și marketing. România nu are sistem de educație de sales și marketing. Nu are. Deși există facultăți de marketing, nu e școală de marketing. Acolo e. Și acolo învață încă de mici, pentru că educația pe partea asta de sales și marketing nu începe numai în facultatea de marketing, începe de când ești mic. Când vrei să prezinți ceva. Ei, în piețele astea mature este ceea ce numim noi sales approach-ul. Adică primul lucru pe care îl înveți, e să te vinzi pe tine. Tu ai nevoie de oameni care reușesc să vândă produsele și serviciile tale. Ori la angajare, prima vânzare care se produce este vânzarea skills-ului și knowledge-ului celui pe care le recrutezi. Și aici s-ar da să fii complet păcălit. Adică aici, poate aici vine diferența dintre ce fel de profiluri văd eu în viața de zi cu zi în România și ce văd acolo. S-ar da să te păcălești instant. Deci recrutarea este extrem, extrem de importantă. Cred că este ultimul. Focus, focus, focus. Ce înseamnă asta? Majoritatea întreprinderilor care pleacă din România să duc către alte piețe, deja ajung la un anumit stadiu în România. Iar stadiul ăsta, în general, este caracterizat prin diversificare. Pentru că încerc un produs, am captat o audiență,
bag al doilea produs, e normal, fac diversificarea pe segmentul de piață pe care l-am cucerit. Ei, când ajungi în afară și mai ales în piețele mature, unde se vedeți că investițiile sunt mult mai mari, de exemplu, costul nou de vânzare bun poate să fie de 4, 8, 10 ori mai mare decât în România. Adică ai nevoie de bani, de investiție, să-ți faci o echipă acolo și nu numai. Aici, metru pătrat, exemplu de chirie, este cât fitul în piața americană, adică e de 9 ori mai mic. Vă dau exemplu de costul, da? Și atunci, aici, în general, majoritatea antreprenorilor care pleacă în afară s-au diversificat, ori când iese în afară, trebuie neapărat să fie focalizat. Și asta e o foarte mare capcană pe care am pus-o aici. Riști să faci la fel cum făceai aici, adică mai ajuns la un anumit stadiu, hai că-l continui. Nu! Acolo, practic, o iei de la capăt. Trebuie să revezi portofoliul de segmente, de produse și să te decizi. Este extrem de important să spui resursele pe ceva focalizat. Și noi avem exemplu cu farfuria. Dacă am piața, încercați să băgați o farfurie așa, în apă, anumită piață, și încercați să o băgați așa. Așa intră mai bine. Asta îi zicem noi focalizare. Da? E cel mai important, poate, sfat pe care îl dau oricui, poate când iese într-o piață matură, să se focalizeze. Mulțumim!